Bună ziua! Sunt Raluca Brihan, bine v-am găsit la interviurile Hot News și Startup Cafe. O avem astăzi invitată pe Doina Vâlceanu, Chief Marketing Officer Content Speed, o firmă românească ce oferă soluții software pentru e-commerce. Și vom discuta despre ce se întâmplă în această perioadă extrem de dificilă pentru mai toate afacerile românești cu magazinele online. Spune-te, rog, ce s-a întâmplat cu vânzările magazinelor online în toată această perioadă de criză? În dependență de verticala din care făceau parte, fie au căzut, fie au explodat. În majoritatea nișelor s-a observat o creștere spectaculoasă. Dacă le-am putea lua pe fiecare nișă în parte, am vedea creșteri între 50% și 1700%. Din nou, depinde cât de norocos ai fost în alegerea profilului afacerii tale. Și care au fost acele nișe care au avut de câștigat într-o perioadă de criză? Cele cu 1700%, cu siguranță, au fost cele din farma. Toate farmaciile online, noi avem în jur de 50 de farmacii online pe platforma noastră, au înregistrat niște creșteri enorme. Deși dintre retailerii tradiționali au fost cei care au rămas totuși cu, să zicem, punctele de lucru deschise, oamenii evident că nu și-au mai dorit să intre în contact, s-au oferit și atunci aceste creșteri spectaculoase au înregistrat majoritatea farmaciilor din portofoliul nostru. Și alte domenii care, după farma, care au simțit o creștere destul de Food, puternică. Mâncare. Toți cei care aveau restaurante sau cafenele și au reușit să pivoteze, să găsească o modalitate prin care să ajungă mâncarea lor din bucătărie direct la client pe masă, au reușit măcar o parte, să spunem, din pierderile din offline să le acopere prin comenzile online. Avem mai multe branduri și din această zonă, au avut sute de comenzi pe zi. E clar că nu se compară cu veniturile pe care le-ar fi generat dacă ar fi rămas cafenelele sau restaurantele deschise. Însă vorbim de supraviețuire până la urmă, nu de a face profit în această perioadă. Mm-hmm. Și domeniile cele mai grav lovite? Turismul, cu siguranță, biletele de avion, horeca tradițională și dacă e să ne uităm la e-tailer, la tot ce înseamnă efectiv comerț electronic, zona de luxury. Dacă vorbim de bijuterii, de rochii de ocazie, din această zonă. Singura lor salvare a fost că oamenii nu au mai cheltuit pentru vacanțe, pentru a celebra diverse momente importante. Cum crezi că se vor salva mulți care nu au știut să-și gestioneze această perioadă? Au fost mai multe reacții. În primul rând ar fi reacția la nivel global. Dacă ne uităm la corporații, la marile corporații, care au avut o reticență. Gândiți-vă că noi facem asta de aproape 20 de ani, facem doar e-commerce. Deci am observat toate etapele prin care au trecut antreprenorii din România în special. În ultimii 4-5 ani tot discutam cu companii din ce în ce mai mari, însă răspunsul lor era: vom face un studiu de fezabilitate, vom analiza cifrele și în 2-3 ani sigur ne apucăm de un nou canal de vânzare în online. Dar momentan reprezintă mult prea puțin din ce am putea noi să facem ca și cifră de afacere, acest nou canal de vânzare. Ei, brusc și dintr-o dată a ajuns prioritatea numărul 1. Grabă, panică, cum facem? Evident că în momentul în care vorbim de corporații nu avea cum să fie foarte multă grabă, că totuși vorbim de niște mamuți. În schimb, cei mai mici au optat pentru soluții pe repede înainte, doar de a avea ceva, măcar un fel de plan, un plan B, pentru a salva cât de cât din marfă, până la urmă, pe care o aveau pe stoc. E foarte posibil ca acești antreprenori să-și dea seama în următoarele luni că soluțiile pe repede înainte nu au fost neapărat cele mai bune.
ce aș vrea să le recomand este să nu se întristeze, vai, nu merge e-commerce-ul pentru noi, ci pur și simplu să vadă dacă au implementat ce trebuie, dacă au avut un plan fezabil pentru ideea lor de digitalizare. Și evident există o mare parte, din păcate, dintre antreprenorii români, poate urât să spun, dar peste o anumită vârstă, că până la urmă a fost și această diferență de generație din care faci parte. Antreprenorul peste 50-60 de ani care au zis, fie ok, o să treacă și această etapă și o să ne revenim la normal, mare greșeală, din păcate, fie noi nu mai avem cum să depășim această etapă și cumva au închis obloanele așteptând să treacă furtuna. Această eternă problemă a zonei de business la noi în România, digitalizarea, câți crezi că au învățat ceva din nevoia de digitalizare în perioada de criză? Din ce observăm din cererea venită din piață către noi, mulți. Dar mulți, în momentul în care în 2019, conform raportului DESI, doar 11% dintre companiile românești care vindeau produse, nu servicii sau bilete de avion, comercianți, aveau un fel de prezență online, e clar că pornim de foarte jos. Suntem antipenultima țară din Uniunea Europeană. În sfârșit am depășit și Grecia, care e în faliment. Wow! Sunt niște rezultate deloc promițătoare, însă reprezintă o oportunitate până la urmă. În momentul în care pornești de jos, e clar că poți să ajungi sus mult mai repede. Am tot auzit antreprenori, vai, dar noi intrăm târziu în piață. Nu! E-commerce-ul românesc este atât de jos încât nu există târziu în piață. Ok, probabil sunt anumite nișe care au o acoperire mai mare, sunt deja niște jucători de piață care, nu putem să le spunem monopol, dar să spunem că au avans de câțiva ani de experiență. Dar cu siguranță nișele nu sunt închise și sunt încă foarte multe verticale care nu au intrat în e-commerce. De exemplu, farmaciile, abia de la schimbarea legislației în vigoare din 2018, au început să fie interesate de acest nou canal de vânzare. Până atunci, pacienții noștri trebuie să vină să vorbească cu farmacista. E, ce se întâmplă în momentul în care pacientul nu mai iese din casă? Uimitor, trebuie să mergi unde e pacientul și pacientul a ajuns online. Deci vorbim despre cei care au fost, i-a surprins pandemia deja în online și despre cum s-au promovat. Ce campanii și-au făcut? Am văzut niște campanii cu teme relativ ciudate pentru această perioadă, Christmas in July, Black Friday, în plină vară. Care a fost scopul unor asemenea modalități de promovare și la ce ne mai așteptăm când chiar ar trebui să fie Black Friday sau chiar ar trebui să avem promoții de Crăciun? Din păcate, contextul este mult mai complex. Așa anume, o parte dintre jucători aveau produsele pe stoc, deci era clar că ei trebuiau să facă ceva. Mai ales dacă vorbim de produse perisabile, cu siguranță nu aveau cum să le păstreze. Sau produse dedicate verii, nu puteai să mai aștepți cealaltă vară pentru a le vindecă. Tu ai nevoie de cash. Marea dilemă a tuturor antreprenorilor, cash, 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 cash. Ok, și în momentul în care suprapui cu faptul că 25% dintre românii din mediul privat au rămas fără locuri de muncă, este clar o scădere a economiei. Ei, dacă a scăzut economia, e clar că va scădea consumul. Și cum faci tu, antreprenor, să-l convingi pe omul care tocmai a rămas fără job sau este în șomaj să facă cumpărături de electronice și electrocasnice? Cu siguranță, toți se gândesc, ok, voi sta pe bani acum, varianta conservativă, eu îmi păstrez cash-ul. Și atunci, ei practic au fost obligați până la urmă să facă astfel de campanii. Iar e clar că românii vor continua să caute super, mega, discounturile, ofertele, Black Friday-urile și așa mai departe. Deci, cu siguranță, nu mă aștept să scadă fenomenul.
probabil este printre puținele modalități prin care mai poți vinde românilor în momentul de față, iar trendul cred că doar se va accentua în următoarea perioadă. Deci, cu siguranță, ne putem aștepta la reduceri la fel de spectaculoase și în octombrie, și în noiembrie, când ar fi fost momentul lui Black Friday și așa mai departe. Există un gen de campanie mult așteptată la început de toamnă, Back to School, care probabil va căpăta o cu tot o altă formă la început de toamnă în acest an. Își mai are rostul? Își mai au rostul campaniile Back to School? Sau cum ar trebui să se transforme? Ce vor vinde, de fapt, în acest an, mai ales dacă școlile nu vor începe în mod normal din septembrie cu toți elevii în clasă? Și aici avem un portofoliu mare de tot ce înseamnă birotică, papetărie, librării, edituri și așa mai departe. Și am tot discutat cu antreprenori, ok, care este planul? Că noi știam că din luna august începem pregătirile pentru acest tip de campanii. Ei nu se așteaptă neapărat la mari schimbări. În mod normal, ce se întâmpla în anii anteriori? Era o primă etapă la debutul acestor campanii mijloc final de august pentru părinții prevăzători care cumpărau ghiozdane, penare și așa mai departe, și încă o etapă după ce începea școala și ajungeai în clasă, prima ședință cu părinții, primeai listuța, mai aveți de luat asta, cu o valoare într-adevăr ceva mai mică a coșului de cumpărături decât cea din august, că una e un rucsac de 300 de lei și cu totul altceva sunt câteva manuale și culegeri necesare la școală. Probabil, dacă în continuare nu va fi clarificată situația cu debutul anului școlar, se va împinge puțin perioada a primei etape, deci va fi mai degrabă spre începutul lunii septembrie, când ne așteptăm să avem niște vești mai clare despre ce, Doamne, mai iartă, vom face din toamnă cu copiii noștri. Ok, și s-ar putea să nu se mai cumpere ghiozdane, însă toate celelalte instrumente de scris, caiete și așa mai departe, copiii au nevoie. Deci este posibil valoarea coșului de cumpărături să scadă puțin, însă cu siguranță copiii aceia vor avea nevoie. Cu ce s-ar putea suplini această scădere a veniturilor generate de cei care vând produse pentru școală? Tot ce înseamnă dispozitive. Până la urmă, copilul ăla s-a gândit în primăvară că asta e, mai împrumut telefonul lui mami, laptopul lui tati și așa mai departe, dar în momentul în care ne dăm seama că această perioadă de nesiguranță se va prelungi, se vor face cumpărături de lungă durată. Ok, asta este situația, dragul meu copil, trebuie să-ți iau o tabletă nouă, că altfel nu ai cum să mergi la școală. Și asta e. Și atunci cumva se va echilibra situația. Sunt câteva nișe care niciodată nu vor scădea. Când vorbim de, independent de criză, de pandemie și așa mai departe, tot ce înseamnă mâncarea, tot ce înseamnă farmaciile, ce înseamnă necesarul pentru școală, pet shop-urile, din nou că animăluțul ăla trebuie să trăiască în continuare acasă. Și atunci sunt niște verticale sigure pe care ar trebui să ne bazăm în revenirea, redresarea economică pe această minunată perioadă. Ce fac toți ceilalți? Cum crezi că ar trebui să se folosească de online, de digitalizare, pentru a își reveni sau pentru a încerca să reziste cei care nu sunt pe nișele tocmai menționate? Prin creativitate și o strategie foarte bine pusă la punct. Cred că în toți anii în care activez în acest domeniu, cea mai mare problemă a noastră în România în special, eu am lucrat și în multinațional, deci am văzut 20 de țări dezvoltându-se încă din 2004-2005 pe acest canal de vânzare. Și am văzut ce se întâmpla în Polonia, în Cehia, în Slovenia și așa mai departe. Și am văzut ce se întâmpla în România. În România ne lipsește strategia. Deci antreprenorul pur și simplu nu reușește să adune informația necesară
pentru a face acest pas către digitalizare. E deja un termen extra utilizat, e clar că ne dorim, din ce am înțeles, urmează și niște fonduri pentru digitalizare. Doamne ajută, noi le așteptăm de foarte mult timp în piață. Însă trebuie pur și simplu să, ca un bun prăvălier, care probabil ai făcut niște bani până acum, nu vorbim de companiile care oricum ar fi de faliment. Să fim serioși, perioada pandemiei a însemnat o decantare a pieței. Dacă tu nu aveai stocuri de produse, practic un lanț de aprovizionare făcut ca la carte și doar te bazai pe produsele furnizorului, dropshipping sau așa mai departe, e clar că nu ai mai avut ce să vinzi, trebuia să închizi oricum. Vorbim de afaceri serioase în offline. Ei, aceste afaceri ar trebui să uite, ok, acestea sunt procesele mele de business, acestea sunt celelalte soluții software pe care le folosesc, acesta e sistemul meu de gestiune, ERP-ul, acesta e VMS-ul din depozit, aceștia sunt agenții mei, dacă vorbim de companiile de distribuție, care au un SFA. Ok, astea sunt instrumentele pe care le avem, aceștia sunt oamenii cu care lucrăm, astea sunt produsele. În regulă, cum fac eu din acest moment în care totul este fizic să mut ideea în online? Până la urmă, marketingul, publicul pe care îl targetezi cu produsele tale, în mod normal este același. Diferă doar instrumentele. Nu mai poate să se ducă agentul tău de vânzare din magazin în magazin sau de la client la client. Ai nevoie de o interfață automatizată prin care aduci mesajul despre produsul tău în online. Și atunci, ok, o să folosești Instagram, Facebook, Google Shopping și așa mai departe. Se schimbă instrumentele, nu strategia. Ce s-a întâmplat cu afacerile care se bazau foarte mult pe aprovizionarea pe marfa venită din Asia? Care știm că au fost destul de multe afaceri care se bazau pe... Multe, într-adevăr, foarte multe. Tot ce înseamnă mari importatori și distribuitori, cu siguranță lucrau cu Asia. În prima etapă, evident că s-au închis granițele și produsele nu mai aveau cum să ajungă. Partea bună, din nou pentru jucătorii mari și relevanți, a fost că există anul nou chinezesc în ianuarie, deci aveau stocuri dinainte. Tot timpul chinezii îți vor recomanda, ok, în momentul de față ți-ai produse pe stoc pentru că noi o lună de zile închidem. Deci sau acele tranșe de marfă au ajuns. Deci cei care, apropo, care fac discounturi, cu siguranță aveau marfa pe stoc. Bun, în momentul în care s-au redeschis granițele, s-a întâmplat următorul fenomen. Ok, nu e nicio problemă, vă trimitem toate produsele, dar s-au schimbat termenii comerciali și producătorii mari, inclusiv cei din China care lucrează practic pe datorie, oamenii au investiții de la stat ca să-și facă fabrici și uzine, iar putea să intre în faliment dacă supply chain-ul, lanțul acesta de distribuție se oprește. Și au zis, ok, dar nu doar China. Și alții producători la nivel global au mers pe aceeași premiză, revenind din nou la cash. Nu, eu nu mai pot să-ți dau plată la termen de 90 de zile în așteptarea ca tu să-ți vinzi produsele, pentru că nici măcar nu știu dacă tu o să mai existi ca să-ți vinzi produsele mele, stocul meu de marfă. E, și atunci s-au terminat aceste zile. Vrei produse? Ok. Ai nevoie de să le plătești acum, nu la termen. Și aici a însemnat că cei care aveau cash, aveau lichidități în cadrul companiei, au putut să negocieze datorită volumului. Ok, îți plătesc cash în regulă, nu mai dai plată la termen, dar îmi dai discounturi. Evident că producătorii, având produsele, au fost de acord să dea discount. Ai venit cu 3 camioane la poarta a fabricii mele? Da, în regulă mai negociem. E, și atunci ajungem din nou la Christmas în July. Pentru că, ok, tu trebuie să ajungi la niște volume ca să-ți poți menține discounturile cu furnizorii tăi. Și atunci ai luat produsele, ai făcut Christmas în July și Black Friday mid-season și începi să faci rulaj. Deci, uite, încă o explicație pentru aceste campanii un pic ciudățele în mijlocul verii. Deci cam ăsta e supply chain-ul. Și evident, mulți, o parte dintre antreprenori și-au dat seama că
Ai nevoie de diversificare a surselor de marfă și începi să te uiți în Uniunea Europeană. Ce le recomand eu antreprenorilor în general este să-și asume acest viitor și să înțeleagă că acum este momentul să devină eficienți. Vorbim de companii de 50, 100, 150 de milioane de euro cifră de afaceri cu un profit extraordinar de mic. În schimb, au 200-500 de angajați. Ok, dacă tu ești, de obicei acestea sunt companiile de distribuție. Dar tu, companie de distribuție care ai rezistat de atâția ani, e clar că nu o să mori, dar vrei cumva să fii cât de cât ok după această perioadă. Ce te gândești? Tai costuri. Dar de unde tai costuri? Dacă începi să tai bugetele de marketing, am văzut la mulți, mama, au închis campaniile de promovare instantaneu. Nu e asta o soluție în a rezolva o problemă. E de altfel cea mai mare greșeală în momentul în care e criză, tu să oprești comunicarea, că e singura ta modalitate prin care poți continua să vinzi. Deci nu tăia investițiile în promovare, taie din costurile inutile. Automatizează fluxuri, înțelege că cei 100 sau 10 vânzători ai tăi nu mai au cum să bată drumurile patriei pentru a-ți promova marfa. Deci ce faci? Îți iai un alt canal de vânzare pentru a replica cât de cât acel flux. Te uiți după aia la back office, toată lumea care face facturi, confirmă stocurile și așa mai departe. Toate aceste procese pot fi automatizate la probabil nici 10% din costul unei echipe de vânzări într-un an. Ei, vorbim de niște investiții logice. Dar din nou revenim la problema că nu există strategie și nu există suficient know-how până la urmă în piață. Și atunci ce le recomand eu ca să nu-și mai ia pe românește țepe, că au apărut ca ciupercele după ploaie agențiile în această perioadă. Vai, și ăla face site-uri, și ăla face... Of, mulți mai sunteți! să-și aleagă furnizorul pentru canalul lor de vânzare în e-commerce, studiind foarte atent portofoliul de clienți. Du-te unde e concurența ta. Dacă tu vinzi produse de bricolaj, tu cu siguranță știi competiția, ok, cu cine și-a făcut competiția ta site-uri? Du-te la furnizorii respectivi, pentru că ei știu cu ce se mănâncă domeniul tău, au funcționalitățile necesare, au rezultate dovedite în piață, deci nu îi vei învăța tu pe ei meserie cum să-ți facă un site de bricolaj, ci îți vor da ei know-how-ul la cheie. Astfel economisind enorm de mult și bani și timp și resurse umane. Ce fac cei mici, abia intrați pe piață, care nu își permit astfel de soluții software și atunci cumva e firesc că apelează la cei, la freelancer care fac site-uri și așa mai departe. Din nou, nu e cea mai bună modalitate. Freelancerii ne-am... asta a fost un trend, un fenomen de-a lungul anilor. Cine ți-a făcut magazinul online? Un băiat, un prieten la bere. Ok. Există soluții românești, inclusiv a noastră, varianta Content Speed Startup, cu abonamente lunare. Cu 20, 30, 50 de euro pe lună, adică nici o masă la restaurant, poți să închiriezi un magazin online cu toate funcționalitățile deja incluse, integrate în site, nu mai ai niciun fel de bătaie de cap. Metahna antreprenorului român este, în primul rând, încercarea de a cumpăra ieftin, deși nu bun, și de fapt ajunge să plătească de 3 ori aceeași problemă, că există și un cost al alegerii celei mai ieftine. Și a doua meteahnă este dorința de a meșteri, domnule. Toți suntem bricolori și stăm acolo cu băieții în spate și meșterim la ceva. Tu, dacă ești antreprenor și vrei să fii profitabil, ai niște dileme mult mai relevante pentru supraviețuirea afacerii tale. De unde mi-au produse, cu ce preț, cui le vând, cât investesc în marketing, care este concurența mea, efectiv strategia ta de business. Concentrează-te acolo, lasă dilemele tehnice în mâna specialiștilor,
ia-ți această bătaie de cap. Că să te aștepți așa că îți face un freelancer un site cu 200-300 de euro și după aia vei face business de zeci, sute de mii de euro cu el. Come on! Adică când pare prea bine ca să fie adevărat, probabil nu este adevărat. Care sunt costurile minime de trecere online, de a avea un site? Însă și construcția site-ului este o componentă foarte mică din tot ce înseamnă prezență digitală. Site-ul probabil 10-20% din investiția în primul tău an de existență în online, și asta în cazul chestiilor foarte complicate. Investiția poate fi de câteva sute de euro și poți să fii online în una-două săptămâni fără nicio problemă. Cu cât crește gradul de complexitate, desigur crește și costul implementării tehnice, realizării efective a magazinului online. Dar da, cu câteva sute de euro poți să intri. Dacă ești un mic antreprenor la început de drum și cauți să găsești o nouă modalitate de supraviețuire. Dacă ești o companie mare, cum ziceam, mergi pe căi bătătorite, creionează strategia, vor fi niște... Ce-mi place mie în această perioadă, dacă pot să fiu atât de macabră, că trebuie cumva să... Eu sunt un om foarte pozitiv. Trebuie mereu să găsești partea bună a lucrurilor ca să poți să rămâne întreg la minte și să continui. Este că în următoarea perioadă, din ce vedem noi acum, că se implementează, realizează, discută și așa mai departe, e că vor apărea branduri foarte mari, pe care noi nu ne așteptam să le vedem decât în 4-5 ani. Iar această pandemie a decalat cu minim 4-5 ani creșterea, evoluția e-commerce-ului în general. Și atunci vor intra nume din ce în ce mai mari. Ce se întâmplă pentru tot ecosistemul digital este că aceste companii vin și rezolvă una dintre cele mai mari probleme ale cumpărătorului român: încrederea. Când intră branduri mari în e-commerce, cu siguranță vor livra ce trebuie, vor livra la timp, au un renume de a și-l păstra, și ei vor crește întreaga calitate a e-commerce-ului. Iar cei care făceau matraplazâcuri în online, pur și simplu vor dispărea ușor din peisaj. Și ce mai e, criză sau nu criză, că vorbeam de niște predicții. Fenomenul retail apocalypse este unul global și este, cel puțin în America, la care ar trebui noi să uităm ca să ne vedem viitorul, e de mulți ani. Foarte îndepărtat. Da, nu chiar, din păcate nu mai e chiar atât de îndepărtat, din păcate, din fericire. Are această dilemă de niște ani buni încoace. Deci doar în 2019, înainte de orice pandemie, aproape 10.000 de puncte de lucru ale retailerilor au fost închise. Au fost de-a lungul ultimilor ani niște falimente extrem de răsunătoare. Toys R Us, 21, Gap, Macy's, deci niște Carter's, pur și simplu falimente pe capete, mall-uri întregi care sunt goale în momentul de față. Cât de orb să fii să nu înțelegi că asta urmează să se întâmple mai devreme sau mai târziu și la noi, și să nu te pregătești. Nimeni nu spune că o să se întâmple mâine sau că românului nu o să-i placă să meargă la mall la o cafea, plimbări și mângâiat de vitrine. Nu, cu siguranță nu, mai urmează niște ani. Dar tu, ca un om prevăzător care vrea să-și diminueze riscurile, ai nevoie de toate canalele de vânzare pentru a-ți asigura footprint-ul, baza la sol pe care o ai și canalele tale de vânzare până la urmă. Transformăm mall-urile în depozite, da, sau în centre de, da, e-fulfillment. Da, da, este une dintre aceste companii din America cu falimentele minunate au reușit să pivoteze, un alt termen foarte la modă, dar nu găsesc altul mai bun, în să se reinventeze. Practic, magazinele fizice, nu doar din mall-uri, ci în general retail-ul tradițional, au devenit atât puncte de livrare, că în momentul în care, ok, se plasează comanda pe site, ea ajunge în cel mai apropiat magazin fizic de
al clientului, de client, și te duci și îți ridici de acolo produsele. Noi numim chestia asta pe click and collect. Ok, de ridicare. Dar după aia este un alt cost, apropo de logistica complexă din spate, cel al returului. Mai ales dacă returul ar trebui să fie gratuit, de fapt ai niște costuri enorme să faci două transporturi către clientul final. Și atunci aceleași puncte de lucru fizice devin și puncte de colectare a returului sau schimbarea produsului cu altă mărime și așa mai departe. E, și uite așa economisești banii pentru un depozit central și o întreagă nouă echipă care ar trebui să managerieze depozitul și transform vânzătoarele pe care le ai deja pe payroll, le transform în oameni care să acopere comenzile online. Uite o economie de costuri până la urmă pe care toți ar trebui să o facem în următoarea perioadă. Păi să ne uităm la fiecare element. O creștere și de 10% a profitabilității sau scăderea volumului de lucru îți poate crește afacerea enorm. Cred că nu ne rămâne decât să vedem ce se va mai întâmpla. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și vă mai așteptăm în redacția Hotnews și Startup Cafe. O zi bună!